spațiul avut la dispoziție de dimensiune și de poziționare, ori dacă este o cămară încorporată în mobila de bucătărie sau o încăpere separată, principiile sunt cam aceleași. Organizarea este influențată și de tipul proviziilor, de stilul de viață și de asocierile pe care le facem în mod firesc. Reguli de bază, așa cum probabil că ai descoperit în clipurile dedicate organizării bucătăriei și frigiderului, sunt sortarea pe categorii, estimarea corectă a cantităților și depozitarea în funcție de zonele de temperatură. Scopul nu este să avem doar o cămară bine pusă la punct, ci să reducem cu ajutorul ei risipa alimentară. În esență, organizarea stocurilor devine mai eficientă atunci când parcurgem următorii pași. 1. Golim spațiul. 2. Alcătuim secțiuni. 3. Alegem poziția în funcție de frecvența utilizării. Stocurile alimentare le mai putem împărți în provizii pe termen scurt, așa cum sunt pastele făinoase, cerealele, condimentele, făina, mălaiul, grișul sau fasolea. 2. Provizii pe termen lung, precum conservele, murăturile, gemurile, ori uleiul. Exemplele următoare te vor ajuta să înțelegi mai ușor cum poți folosi mai bine un spațiu ce adesea are acces incomod. Legumele și fructele le depozităm în lădițe, preferabil cu roți, căci cei mai mulți dintre noi obișnuim să le așezăm pe podea fiind în cantități mai mari. Și când sunt câteva, tot pe podea preferăm să le punem pentru ca frunzele ori pământul de pe rădăcini să nu se scuture pe toate rafturile cămării. Apropo de rafturi, o idee bună este să le acoperim cu folie antipătare pentru o curățare mai ușoară. Ea poate fi folosită și în frigider, și în cămară, și în mobilierul din bucătărie. Revenind la categoriile mari pe care le formăm, este practic să depozităm produse de același fel în coloană. Sticlele stau mai bine așa, dar și pungile cu provizii uscate. Făină, mălai, griș, sare, zahăr. De fiecare dată când terminăm un produs, tragem toată coloana în față să vedem cât mai bine ce ne-a mai rămas. Atenție la vecini! Unele produse nu stau bine împreună. De pildă, cartofii au șanse mai mari să se strice lângă ceapă și făina este hoață. Dacă stă lângă condimente, fură din aromă. Dar și reciproca este valabilă. Sunt sortimente care fac casă bună împreună, așa cum sunt ceapa și usturoiul. La nivelul ochilor stau produsele de care avem nevoie cel mai des, dar și cărțile de bucate din care ne inspirăm. Și rolele de șervețele, fețele de masă, prosoapele și alte lucruri pe care le întrebuințăm în timpul săptămânii își găsesc locul pe rafturile de la mijloc. Sus, unde ne urcăm pe scară pentru a ajunge, punem lucrurile de care nu avem nevoie în fiecare zi, așa cum sunt unele dintre electrocasnice sau o parte dintre tăvi. Pe acestea, împreună cu formele pentru prăjituri, le putem păstra într-un coș sau în organizatoarele de tip acordeon, ce merg foarte bine și pentru capacele oalelor. Pe rafturile de jos și pe podea vom pune proviziile grele, în cazul în care ceva cedează, nu va fi afectată întreaga cămară. Dacă avem mai multe cutii, sticle sau borcane de același fel, depozităm în șir indian pentru ca prima linie să indice ce se află în spate. Unele după altele, dar, de la mic la mare, cum le privim, merg stocate borcanele, cutiile și conservele. Vedem dintr-o privire tot conținutul raftului. În cazul în care sunt borcane, condimente sau sosuri la care umblăm des, le putem așeza pe sisteme rotative ce dau acces rapid la ce ne trebuie. Iar când avem de depozitat sticle ce nu încap pe rafturi din pricina înălțimii, le culcăm și le așezăm sub formă de piramidă. În cazul în care nu sunt sticle sigilate din comerț, apă, vin, suc, este bine să avem grijă ca dopurile să fie bine strânse pentru a nu curge. Atenție și la sticlele al căror conținut fermentează, așa cum sunt sucul de roșii, socata, mustul. Din cauza presiunii se pot sparge și pot împroșca totul în jur.
În cazul în care mutăm produsele din ambalajul original, folosim recipiente cu gura largă, în care putem băga mâna ușor. Într-o cămară mică, numai să te chinui să iei ceva nu-ți dorești. Evităm cutiile și caserolele închise la culoare, prin care nu se vede conținutul, pentru că sunt șanse mari să uităm ce am depozitat acolo, mai ales dacă este perisabil. Reducem acest risc dacă lipim etichete pe care notăm conținutul, cantitatea, momentul conservării sau termenul de valabilitate. Pungile desfăcute le securizăm cu ajutorul cleștilor alimentari, iar pe cele rupte le înlocuim cu pungi cu fermoar. Și clești și pungi reutilizabile găsești mai mereu la Lidl. Nu condiționa organizarea de tot felul de dispozitive dichisite, cutii, caserole, etichete, compune categorii clare și te ocupi ceva mai târziu de estetică. Eu, spre exemplu, am reciclat lădițe de lemn pentru a depozita cartofi, ceapă sau usturoi. Pentru treaba asta poți folosi și cutii de pantofi sau biblio-rafturi. La final, mai am o recomandare să îți fac. Dacă nu vezi prea bine în jur, nu vei mai pune în categorie, ci acolo unde găsești primul loc liber. Iar asta va duce în mod inevitabil la dezordine.